Am luat 20 sticle de apă minerală. Personal costum? Am vorbit eu cu el. Am luat 2 sticle de apă minerală. 2 sticle? 2, că apă minerală se bea mai puțină. Și un băț de apă plată. Dacă mai e nevoie, mai cumpărăm. Care același preț, și la sticlă și la băț. Nu-i bine. Nu trebuie un colo. Trebuie pe invers. Autorul atacului armat din Copenhaga a fost internat pentru 24 ore în unitate psihiatrică. Bine, bine, ceva, stai pe loc. De 22 de ani. Acesta este acuzat de uciderea a 3 oameni și de 7 tentative de crimă. Sunt și 30 de răniți, dintre care 4 în stare gravă. Atacul a avut loc într-un centru comercial, iar victimele au fost arestate la întâmplare, a explicat șeful anchetei Soren Thomasen. Primăria din Copenhaga a anunțat că pregătește o ceremonie de omagiere a victimelor. Aceste au fost știrile din Alina. Ușor, nu mai bă. Păi mi s-a gătat. A făcut ce vrei. Ușor, ce? Vrei să trebuie plătări. Păi. Acolo. Forma de apă. Că să nu știu. Erau la masă, în cauză. Și am venit mai devreme și ne-am urcat în vagon. Vagoanele erau trase prin spate, pe unde stăm noi acum. Mamă, ce a început o ploaie, o răpăială. Terminul la 12, la 1. Eu să scot cheia de la cameră. Păi și unde? E la mine.